Dacă vrei să cumperi coins, nu uita să intri chiar acum pe FIFACoinGroup.com. Folosește codul RECENT pentru 5% reducere. Aveți linkul în descriere. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 16. Astăzi facem un nou squad builder. Este un squad destul de OP, este squadul meu pe care îl folosesc chiar acum și este un squad foarte, foarte ok. Sper să dați și să apăsați pe acel buton de like pentru că pe mine mă ajută foarte mult și mă motivează să mai fac videoclipuri în continuare. State așa că am făcut o greșeală în squadul nostru. Aici era Dembele în locul lui, așa bun. Puteți observa că avem o echipă destul de echilibrată, l-avem pe Pantilimon de la România. Și că tot veni de vorba de România, am tricoul cu România. Pentru că România s-a calificat la Euro 2K16 sau 2016, deci asta a fost senzațional. Am urmărit meciul cu Feroe. Bun. Morbește lampa asta de la DSRL, dar nu contează că eu mă sacrific. Bun, avem aici Jay Rodriguez, îl avem pe, cum îl cheamă pe ăsta? Rose, Danny Rose, îl avem pe Ward, pe Mbemba, îl mai avem pe Townsend, bun. Welbeck și Rondon, hai să trecem într-un meci. Bun, să vedem ce echipă are adversarul nostru. Foarte slabă și de aceea eu cred că vom reuși să câștigăm. Bun. Rondon pasă pentru Welbeck, Danny Welbeck. Welbeck un șut a fost respins acolo de portarul lor Calvan, nu știu cum îl cheamă. Bun, încercăm să facem o schemă din corner. Fac și Dembele, am fost aproape de gol. Dacă o să câștigăm meciul ăsta, o să promovăm în divizia 9. Auzi, în divizia 9, divizia 7. Și o să fie super bine, spun eu. Bun, Rondon, acum minge la Townsend. Townsend. Golasso! 1-0 pentru MMM. Echipa MMM. Ce gol frumos a fost acolo scris de Townsend. Wilshere. Deci Wilshere e prea OP. Deci cel mai bun jucător, are putere, viteză, shoot, tot ce vrei. Bun, mingea de la Welbeck. La colțul scurcit este 2-0 împotriva adversarului nostru. Deja 2-0, mă, 2-0, 200 de like-uri. Hai, 100 de like-uri pe gol. Turnament. Poate dăm 10 goluri și văd acolo 1000 de like-uri. Ok, ne-am luat un gol, deci practic e 300 de like-uri. Pentru că n-am zis pe goluri înscrise. Bun, contraatac cu Welbeck. Și aparent este o fază de 3 contra 1. Mai mult. Doamne, deci ce poate să facă un om într-o fază din asta? Să dea gol, ce pot să fac eu? Să rate. Pentru Townsend. Ok, recuperăm. Și minge la Welbeck și gol 3-1. Bun, băieți, bun, Welbeck. Asta vreau să văd. 3 goluri. Ok, ok, nu, 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 nu. 3-2, 3-2, ok. 500 de like-uri, nu, glumesc. Dați like dacă vă place, dacă nu vă place, nu faceți nimic, nu dați like. Bun, ne-am luat-o și încerc totuși să mai dau un gol. Avem corner în minutul 45, eu spun că... Ok, cleverly pasă. Ok, Dani ăsta deja mă enervează, prea l-am ameții pe Cabol. De fapt pe Dani Rose. Nu, 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 boss, nu! Ok, hai să jucăm așa, poate e pălărie norocoasă. Ia, ia să-l vedem pe bunul nostru prieten Welbeck, care pasează pentru Rondon și înscrie. Și este 4-3. Cel mai strâns meci din istoria meciurilor de pe canalul meu. Assist Welbeck. Deci Dani Welbeck probabil o să ia o să fie cel mai bun jucător. Ok, deci chiar acum mi s-a dus bateria de la DSRL, dar nu mai contează. Bun, am fost nevoit să filmez cu webcam-ul pentru că mi s-a dus bateria de la DSRL și cred că ați vrut să vedeți facecam în continuare. Deci, ok. O să-mi ia ceva să editez video-ul ăsta, dar asta nu mai contează. De aceea trebuie să-mi apreciați munca, pentru că
Băi, deci voi, o să-mi ia vreo 2 ore așa să-mi ia, să editez video-ul ăsta. Ok, lansează wheelchair foarte bine pe Jay Rodriguez. Direct în ăla ciudat. Ciudat, nu? Ok, batem repede cu wheelchair. Vedem ce putem face. Și o scoate de pe linia porții. Ok, era ceva dacă dădeam gol acum. Hai, Rose. Foarte bine, Danny Rose. Păstrează acolo. Calmă. Hopa, dribbling. Încerc să-i dau lobolastic și eu comit grav. Dacă ne dă shoot, ne-a cam dat-o. Dar nu o face pentru că nu n-a profitat de ocazie, dar... ce aproape am fost. Mamă, deci cu Elbeck am dat doar 9 shoot-uri. Puțin, nu? Au intrat 2. Bun, avem 4-3 și trebuie să câștigăm neapărat acest match. Bun, bine, Ward. Trebuie să ne apărăm. A venit și cu portarul. Mamă, era să ne dea cu portarul. Oho. Ok, doar trebuie să nu greșesc pasa asta. Și este oare gol? Este ratare. Ok, cam atunci cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu m-am gândit foarte mult pentru că am filmat de pe două device-uri, de pe webcam și de pe DSRL. Nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Noi ne vedem data viitoare. Pa!